Ce să-ți duc? Apa, uite acum. De gură, mi-ai dus-o? Apa, nu, că nu este. Nu mi-ai dat. Adică eu am rămas și fără de... Ia caut-o. Ai găsit-o? Cum nu? Păi... Tu ți-ai luat sau nu? N-am cumpărat, dar nu e. V-a umblat la instalație. Păi și-a luat și cine așa, cum stă? Am luat 3 și am ajuns 2 în casă. Era 2 și Constantina una, adică una pentru mine, una pentru Gina și Constantina pentru ea și nu sunt. Da, 3, una mare. Și 2 mici și nu-i decât una mică și una mare a fost. N-are cum. Păi da, că nu e. Păi n-are cum că tu l-ai luat de față cu mine. Știu, dar nu e, uite. Păi Gina a cerut una pentru ea și am cerut eu, îmi pare rău, păi ți-am... Și de data asta să știi că mi-o iau eu, pentru că și cu biscuiții ai făcut ce ai vrut tu. Și de data asta nu mai vreau să mai las eu de la mine. Că nu sunt fraieră să las eu mereu. Și Oana, de acum încolo când face lista, să fie puțin mai atentă când se scrie. Păi dacă n-ai înțeles, nu-i vina mea. Asta pățește și mama câteodată. De ce să lați numai ele? Nu, dar nu... poate Gina n-a zis cum trebuie. Dar luați-le pe toate. N-am, nu, chiar nu am nevoie de nimic, gestul în sine. Că mie când mi s-a adus un produs și nu mi-a convenit, n-am zis să-l cumpără, ci s-a dus la cumpărături. Luați-le pe toate. Mâncați-le și pleniți. Eu ți l-am dat. Nu mai vreau. Dar eu știu că e repartit, dar mă referam să nu te agi. Dar pur și simplu. Și eu data trecută am cerut un produs de 60 de lei, nu mi s-a adus, căci că nu s-a găsit. Poate vroiam și eu și am pierdut. Păi vina noastră. Biscuiții nu-mi convin, aia nu-mi convin. Păi nici mie nu mi-a convenit câteodată unele lucruri, dar am tăcut din gură doar ca să nu iasă discuții. Ai spus că păi a văzut că nu convine. Dar eu ți-am explicat o servicare și ai și învățat de care cu ciocolată, ți-am zis, vreau negri. Și eu am zis două de aia de 60 de lei data trecută și nu mi s-au adus. Păi și vine... Adică nu e o mare chestie și eu am pierdut, numai mi-am cumpărat ce am vrut, că am zis că pierdut banii atunci și bineînțeles numai mi-au ajuns. Mariana, tu te legi o chestie care n-am pe treabă, numai era în farmacia aia de 60 de lei, nu e vina mea, nu cea gine. Și da, trecută ce se face lista, e mai multă liniște și stau să duce altcineva și își cumpără ce vrea. Nu că parcă nu iată că el mi-a cumpărat pentru mine și eu n-am știut. Și eu îmi cumpărasem oricum două, dar gestul în sine că mi-a dat biscuiți înapoi, pe mine m-a enervat. Ți-am dat eu, Mariana, înapoi. Nu mai țipa că aud. Păi nu, păi tu. Da, dar știi că aud foarte bine. Eu ți-o dădeam dacă vrei. Stai liniștită, că nu e gestul în sine, că acum produs și nu-mi convine și nu-mi place. Mariana, dacă aveai apa de gură acum, mai spuneai de biscuiți? Nu. Mersi. Ți-am explicat. În primul rând, te-am văzut biscuiții. Ai scos, Alina, lasă liniște, că vreau noi data viitoare. Nu i-am dat eu pe gât. Păi da, da, vrei. De când i-ai văzut, ai început da, să uite cum țipi la mine. Poți și eu să țip. Dar eu n-am țipat în primul rând. Am trebuit să-ți măsor cuvintele și apoi. Ai prins. Da. Măsoare tu, Mariana. Se pare că toată lumea țipă la tine. Temperează-te, Mariana. Toată lumea are ceva cu tine. Vai, dar acum aduci în discuții ca să te scoți. Am trecut de fiecare dată. Nu mi s-a adus un produs, n-am făcut scandal. Și le-am luat pe ele pe care au rămas și... Acum că nu știu ce biscuiți nu mi-au venit și nu mi-au convenit, m-a pus și fac sandal. Păi nu-mi convine să mai luați niciun nimic de la mine, că am văzut că aici dacă lași ești prost. Poți să te superi tu, să faci ce vrei, nu mă interesează. Că te superi, că nu te superi, că nu se pare că superi pe nu știu cine. Nici nu mă interesează. Cine, eu? Da. Păi de ce e asta? Păi și atitudinea ta m-a enervat, că taci, că nu știu ce. Eu să stau și să închid toate alea. Nu, am să taci, am zis să fii mai calmă, nu să taci. Dar nu, păi mă, dacă ceva ridică tonul la mine, poți să ridic și eu tonul la el.